Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Cea mai mare valoare înregistrată în ultimele 24 de ore a fost plus 43,4 grade în Australia, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 54,2 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi pentru că am pregătit informații foarte atractive pentru următoarele 18 minute. Renii sunt animale sacre, cel puțin pentru locuitorii dintr-o anumită zonă. Detalii imediat. Rămâneți alături de noi și aflați cum sunt protejați pinii din Japonia în perioada anotimpului rece. Bineînțeles, nu uitați că vă aduc și informațiile despre evoluția vremii. Începând din anul 2002, pe 28 octombrie, se sărbătorește Ziua Internațională a Animației printr-o inițiativă UNESCO. Este celebrată în peste 50 de țări din lume. La 28 octombrie 1892, la Muzeul Grevin din Paris, a fost proiectat primul film animat din istorie. Pelicula s-a numit Pauvre Pierrot, a cuprins 500 de imagini pictate și rulat timp de 15 minute. A fost o realizare a inventatorului Charles-Émile Reynaud. Primul film românesc de animație este considerat Păcală în lună, în regia lui Aurel Petrescu. A avut premiera la 4 aprilie 1920 la cinema Cercul Militar. Din păcate, filmul s-a pierdut. Zilele trecute, un startup suedez a făcut public un vehicul zburător. Se numește Jetson One. Este un vehicul aerian electric și poate fi achiziționat și condus de oricine. Startup-ul a fost fondat în anul 2017, iar în primăvara lui 2018 deja a prezentat un prototip. Vehiculul este construit în jurul unui cadru spațial rigid cu aluminiu și are 8 motoare electrice puternice. Elicopterul electric utilizează fibră de carbon compozită și componente imprimate 3D, făcându-l astfel destul de ușor. De asemenea, este dotat cu un sistem de propulsie de rezervă și cu o parașută balistică. Fondatorii companiei au afirmat că misiunea lor este aceea de a face zborul accesibil oricui. Jetson One a vândut deja în avans tot ceea ce vor putea produce în anul următor și au deschis precomenzile deja pentru anul 2023. Începând din ianuarie 2022, în Franța, anumite legume și fructe nu se vor mai comercializa în ambalaje de plastic, carton sau în pungi. Vestea a fost foarte bine primită de consumatorii din această țară, în care 37% dintre fructele și legumele vândute sunt actualmente ambalate astfel. Noile măsuri au în vedere aproximativ 30 de tipuri de alimente. Pentru fructele și legumele fragile, precum zmeura, cireșele, salata sau ciupercile, ambalajele vor mai fi permise până în anul 2026. Dar până atunci, Franța și-a propus să găsească soluții pentru vânzarea tuturor legumelor și fructelor fără ambalaj. Înapoi în țara noastră acum, pentru că vrem să aflăm cum stăm cu vremea. Iată că până sâmbătă atmosfera se anunță însorită în toată țara, norii vor fi strict decorativi, iar meteorologii anunță temperaturi de până la 20 de grade. De sâmbătă însă apar ceva schimbări în prognoză, îndeosebi în regiunile extracarpatice, adică în est și în sud. Va fi nebulozitate joasă, ce poate fi asociată cu burniță sau ploaie slabă. Totodată, temperaturile vor fi în ușoară scădere. Dar haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață, vreme rece, iată, la Brașov, minus 3 grade, minus 2 grade în Sibiu, însă la amiaza apariția soarelui va reuși să urce mercurul din termometre până la valori de 20 de grade. Cu detalii revin peste câteva minute în rubrica specială de meteo. Pentru locuitorii din Iacuția, estul îndepărtat al Rusiei, renii sunt sacri. Cu toate acestea, tradiția creșterilor este în mare pericol, deși viața oamenilor de aici depinde de aceste vietăți. Mulți dintre locuitorii din estul îndepărtat al Rusiei își câștigă traiul crescând de reni. Există și o subvenție din partea statului, dar este una modestă, care nu îi ajută prea mult. Cu toate acestea, oamenii se străduiesc să îngrijească aceste animale cât mai bine cu putință. Le vaccinează, le dau vitamine. Peste 1500 de reni pot fi tratați zilnic. Creșterea lor este o muncă grea.
Renii sunt mai degrabă animale sălbatice. Pasc pe suprafețe imense de teren. Dacă se simt amenințați, renii pot alerga la 10 de km departare, așa că necesită supraveghere foarte atentă. În plus, vremea de aici este foarte schimbătoare. Poate începe să plouă sau să ningă pe neașteptate. Sau se poate lăsa ceața brusc. Infrastructura lipsește și ea. Există un râu în zonă, de care depinde viața oamenilor și animalelor de aici, dar accesul până acolo este foarte dificil. Tot din lipsă de infrastructură este îngreunat aici accesul celor care ar dori să cumpere carne de ren. Statul nu investește, pentru activitatea de creștere a renilor nu generează venituri mari. Investițiile merg mai degrabă către minele din zonă. Minoritățile indigene din Iacuția mărturisesc că a crește reni este mai mult decât o meserie. Este un stil de viață, dar nu e deloc profitabil. E mai degrabă o perpetuare a unei tradiții care și ea este în pericol de dispariție acum. Tinerii sunt din ce în ce mai puțin dornici să continue acest tip de viață și cei mai mulți pleacă în alte zone pentru a-și găsi un mod diferit de existență. Tot spre un loc retras ne îndreptăm privirea acum, mai exact către un sat montan din Tajikistan, unde existența este deopotrivă binecuvântare și blestem. Cum arată viața locuitorilor dintr-un loc atât de izolat, vedem acum. Locuitorii din satul Yaknobgorje trăiesc la o altitudine de 3000 de metri și sunt rupți de viața modernă. Cei mai mulți își câștigă existența din creșterea animalelor. Viața pastorală poate părea idilică, însă prețul plătit pentru ea nu este mic. Accesul la educație sau la sistemul sanitar este aproape inexistent. Școala se află la 40 de km distanță de sat. Mulți dintre ei nu știu să citească sau să scrie. Când cineva se îmbolnăvește, este dus în alt sat cu o mașină, doar dacă aceasta este disponibilă. Iarna nici măcar de atât nu se pune problema, zăpada făcând ca drumurile să devină total impracticabile. Niciun copil nu a fost născut la spital. Când pleacă cu turmele, bărbații lipsesc câte 3 luni. Din laptele vacilor fac unt, iaurt și brânză. Toamna se întorc în sat. Brânza uscată este vândută, iar untul este păstrat pentru consumul propriu. Înainte de pandemie, veneau și turiști aici, ceea ce rotunjea veniturile localnicilor. Aproape 2 decenii s-a întâmplat acest lucru. Apoi a venit criza sanitară și aproape niciun călător nu mai calcă aceste ținuturi. Localnicii speră la vremuri mai bune. Până atunci, însă, mai au de așteptat. Un pasionat al testelor de anduranță din Lituania a obținut un nou record mondial privind contactul direct al întregului corp cu gheața. Valerian Romanovski este numele lui și a reușit să petreacă 3 ore și un minut complet scufundat într-un recipient de sticlă umplut cu cuburi de gheață. Acesta s-a expus în piața principală din centrul vechi al orașului Vilnius. Reprezentanții cărții recordurilor au fost prezenți pentru a înregistra recordul mondial, însă va mai dura vreme până va fi validat. Recordul anterior a fost deținut de un francez care a reușit să stea în gheață timp de 2 ore și 35 de minute. Și înapoi în România acum pentru a afla cum va evolua vremea în țara noastră în perioada imediat următoare. La noapte, cerul va fi senin în cea mai mare parte a țării, iar vântul va prezenta intensificări doar prin sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 7 și plus 10 grade. Pe alocuri, în zonele joase de relief, va fi ceață. Mâine, vremea va fi frumoasă în toată țara, iar în interiorul arcului carpatic, temperaturile vor crește față de astăzi. Iată că la amiază, maximele vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade. Vântul va continua să sufle cu putere în sudul Banatului, unde la rafală sunt anunțate viteze de până la 50 de km pe oră. În București urmează o noapte liniștită cu cer senin, dar rece, 0 grade vom avea în zona preorășenească și 3 grade în centrul capitalei. Mâine vreme frumoasă, cald, 18 grade Celsius. Presiunea atmosferică are o valoare bună de 764 mm coloană de mercur și deocamdată rămâne staționară. Poi mâine norii se înmulțesc și mai ales în prima parte a zilei va burnița. Temperatura va scădea ușor. La munte mâine, vreme bună, soare, nori strict decorativi, vântul va sufla slab până la moderat, iar în aer vom avea de la 9 grade în Semenic până la 15 grade în Stâna de Vale, dar și în Poiana Brașov. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine aduce schimbări în prognoză, îndeosebi în regiunile estice și în cele sudice, unde vom avea nori de nivel jos, dar și burniță sau ploaie slabă. Vreme frumoasă găsim în interiorul arcului carpatic, în continuare cu temperaturi ridicate. Temperaturile maxime vor tinde spre 18 grade Celsius. Valori scăzute vor fi prin nordul Moldovei.
În Japonia, natura este învelită și protejată pentru a dăinui mai mult. Este și cazul pinilor, care iată cum sunt protejați împotriva insectelor dăunătoare. Un ritual sezonier de conservare a copacilor a început într-un oraș din nordul Japoniei. Lucrătorii au înfruntat vânturile reci care au bătut zilele trecute pentru a înveli pini cu rogojini de paie. Evenimentul este anual și ajută la prevenirea daunelor cauzate de insecte. Începe în jurul zilei în care, conform vechiului calendar lunar, sosește primul îngheț al sezonului. 6 grădinari veterani au legat covorașe de paie, unul câte unul, în jurul a 84 de pini din parcul Tsuruoka. Se spune că acest tip de acoperământ atrage insectele dăunătoare care zac latent în paie pe timpul iernii. Primăvara, dăunătorii sunt îndepărtați împreună cu învelișurile. Oficialul orașului, Kamei Hiroyuki, a spus că speră că pinii protejați în mod tradițional vor rămâne în stare bună pentru generațiile viitoare. Să privim din nou Pământul și din spațiu. De această dată, satelitul Copernicus Sentinel-1 este cel care ne furnizează imaginile și ne oprim asupra fluviului Mackenzie din Canada. Fluviul principal din pădurea boreală canadiană este Mackenzie. E cel mai mare din Canada și al doilea cel mai mare din America de Nord, după Mississippi. Curge printr-o vastă regiune de tundră prin teritoriile de nord-vest. Se varsă în Oceanul Arctic și are o deltă de 12.000 de kilometri pătrați. Fluviul Mackenzie are peste 1.900 de kilometri lungime, iar de-a lungul țărmului Arctic, lățimea sa atinge 80 de kilometri. Printre brațele și canalele sale de scurgere se află numeroase lacuri și mlaștini. Fluviul poartă numele exploratorului scoțian Alexander Mackenzie, care l-a descoperit în anul 1789. Imaginile de pe Copernicus arată diferențele de evoluție a apelor de aici și sunt luate trei date de referință: 18 noiembrie 2019, 5 decembrie 2019 și 10 ianuarie 2020. În partea de sus a imaginii pot fi observate părți înghețate ale Oceanului Arctic. Peisajul terestru surprins aici este tipic pentru zona de tundră. În lunile de iarnă, multe dintre lacuri sunt înghețate. Excepție fac lacurile marcate cu negru, care sunt lipsite de gheață. Circa 75% din bazinul fluviului Mackenzie se află în zona de permafrost. Permafrostul este pământul care rămâne complet înghețat pentru cel puțin 2 ani consecutiv și este obișnuit în zonele latitudinare înalte. Din cauza încălzirii globale, permafrostul se topește din ce în ce mai mult. Acest lucru înseamnă nu doar eliberarea de dioxid de carbon în atmosferă, dar și eroziunea pământului și inundații. Sateliții ajută la urmărirea teritoriilor îndepărtate, greu accesibile, așa cum este și delta fluviului Mackenzie. Haideți să vedem cum stăm acum cu vremea pe bătrânul continent. Iată că mâine în sud-vestul și în vestul continentului atmosfera va fi închisă și va ploua, ploi pe arii extinse vor fi în Paris, dar și în Regatul Unit. Vom avea 14 grade în Barcelona și cel mult, iată, 15 grade în Paris și în Londra. Pe parcursul zilei de mâine va ploua și în peninsula italică, ploi abundente vor fi în continuare în Sicilia, 17 grade vor fi în Milano și 22 de grade în Roma. Vreme bună, în schimb, în sud-estul Europei, unde avem soare și temperaturi de până la 19 grade. O zi însorită se anunță și în țările centrale și în cere de răsărit, în timp ce în țările nordice vor fi ceva înorări și ploi, îndeosebi în țările nord-vestice. La amiază, temperaturile maxime vor tinde spre 17 grade în Varșovia. Chiar dacă ieri a plouat la Tokyo, astăzi vremea a fost plăcută și însorită și cam la fel va fi și mâine. Să vedem însă și alte fenomene și temperaturi în alte zone de pe glob. Al-Fjeri și Al-Saft sunt două genuri muzicale cu o veche tradiție în lumea arabă. Povestea lor o aflăm acum. Aceste două genuri muzicale sunt interpretate de Bahraini Hid Youth Band. Înființată în anul 1999, trupa cântă aproape toate formele de muzică tradițională din Bahrain. Publicul este în delir la fiecare dintre spectacolele lor. Genul Al-Fjeri era considerat o artă inaccesibilă și periculoasă pentru oamenii obișnuiți. Această imagine s-a dezvoltat pe fondul credinței că are origini supranaturale. Astfel, legenda spune că în timpul unei călătorii lungi, trei rătăcitori din Dilmun au ajuns într-o moschee misterioasă, unde s-au întâlnit cu demoni antici.
Aceștia erau jumătate oameni, jumătate măgari și i-au învățat pe călători aceste cântece. Totuși, le-a interzis să vorbească despre învățătură, prețul fiind chiar viața lor. Unul dintre călători, de-abia pe patul morții, a dezvăluit secretul familiei și prietenilor săi și le-a transmis cunoștințele despre alfierii. Versurile vorbesc despre soarta grea a celor ce își petrec viața pe mare. Pe alocuri sunt atinse și teme mistice. Invocarea lui Dumnezeu contrastează cu imaginea suferințelor pământești. Al Swat este un alt gen muzical cu istorie profundă. Datând de la sfârșitul anilor 1800, Al Swat este o formă de muzică a cappella, care necesită o cunoaștere a poeziei și necesită un anumit nivel de pregătire pentru a fi realizată și interpretată. Obișnuia să fie cântat la curțile celor bogați, fiind considerat un gen dedicat clasei sociale înalte. Încă prezent astăzi, genul Al Swat se inspiră din poezia arabă clasică, iar versurile provin în mare parte din poezii vechi din zona Golfului Persic, dar și din Irak. Înainte de a ajunge și în Emirate, genul muzical Al Swat a fost interpretat în Kuwait, Bahrain și Arabia Saudită. Finalul lunii octombrie marchează celebra sărbătoare de Halloween. Animalele dintr-un sanctuar din Texas s-au bucurat luna aceasta de dovleci și au mâncat ori s-au jucat cu ei cu mare poftă. Să le vedem și noi! Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine seară de la 7:10, când aflăm de ce familiile din Afganistan își vând copiii. Vă las acum cu imaginea zilei. Ne găsiți și pe YouTube și pe Facebook. Rămâneți în continuare pe TVR2, urmează serialul Glasul Inimii, iar de la ora 20, Virgil Ianțu, care vă dă întâlnire la Câștigă România. Pe curând! Astăzi, la Câștigă România. Tu cânți? Nu, cred că nu. Nu cânt, dar dacă doriți. Dar dacă vrei. Oare nu-i și muzica una dintre minuni? O cânta aproape ca tine. Ce-i cu ea asta? Este o amintire pe care o am de la Voroneț. Că sunt curios cum o să te bucuri dacă o să câștigi ediția. Nu o dau jos. Nu o dai?